Angela Hondru, mulțumim, Elisabeta Lescon. Mulțumesc de asemenea, îl zăresc aici cu un copilaș care se atârnă de gât și e foarte interesat de romanul Laizei Delbi despre doamna Murasaki, pe domnul Georgescu, care este directorul Centrului de Studii Nipono-Române din cadrul Universității Române, Româno-Americane, centru care, tot ca un omagiu, poartă numele doamnei Angela Hondru. Vă mulțumesc de asemenea că membrii acestui centru sunteți alături de noi în seara aceasta și, împreună cu dumneavoastră, vom organiza seara dedicată unui mare scriitor nipon, Okamoto, tradus pentru prima oară în limba română de doamna Angela Hondru, lansarea pe data de marți, 4 decembrie, la librăria Humanitas de la Cișmigiu.